Salutare și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Safe Income. Sunt Andrei Perianu și începând de astăzi, într-un format nou, o să vorbim mai mult despre banii personali. De fapt, mai exact, o să ne uităm la știri economice, care de obicei sunt un pic mai tehnice, sunt scrise de economiști, sunt un pic mai aride și nu tot timpul înțelegem cum ne ajută pe noi sau cum ne impactează pe noi sau dacă sunt oportunități acolo, cum putem și noi să beneficiem de ele. O știre care ne-a tras atenția este legată de datoria externă a României. Face multă vâlvă, toată lumea se gândește la chestia asta și poate nu înțelegem unde e oportunitatea sau dacă e rău pentru noi în general. Vedem că această datorie a României a crescut în prima parte a acestui an până la 180 de miliarde de euro. Sună enorm, dar ce înseamnă asta cu exactitate? Cine sunt acești investitori care împrumută statul român? Ei bine, sunt bănci din Statele Unite, din Europa, din România, fonduri de pensii, fonduri de investiții, deci în general investitori super specializați care au încredere în statul român și asta ne duce cu gândul că poate ar trebui să avem și noi încredere în statul român cu banii noștri personali. Cum putem și noi să împrumutăm statul român? Putem să cumpărăm titluri de stat? Toată lumea când se gândește la titluri de stat, se gândește că poate sunt instrumente pentru oameni bogați. De fapt, nu e în realitate așa. Sunt instrumente la care au acces toți salariații din România, toți salariații care vor să-și economisească banii și vor să meargă mai departe după ce au experimentat cu depozite bancare care au anumite randamente și poate nu sunt mulțumitoare, poți să ai randamente mai mari cu titluri de stat, în mare parte pentru că dobânda e mai mare sau poate să fie mai mare și nu ai neapărat impozit. Poți să începi cu sume mici, începând de la 100 de lei, ceea ce le face universale sau toată lumea poate să aibă acces la ele. Randamente începând de la 5%, fie în lei, fie în euro, fie în dolari și asta este, în general, o oportunitate. Cam atât pentru moment. Până data viitoare, gândiți-vă și voi cum puteți să faceți mai mulți bani.